Da, sau la Brașov, sau la Târgu Mureș, sau unde se duce. Da, și aici se termină drumul. Până aici se poate ajunge cu orice mașină. Noi am lăsat-o mai în spate un pic, nu știam exact unde o să parcăm. Și acum o să o luăm pe aici. Se aud drujbele. Drumul urcă pe aici, dar surpriză, poteca noastră ne scurtează prin dreapta. Zic să nu urcați drumul ăla degeaba. Aici sunt și niște tufe de zmeură, dar cred că sunt trecute sau ceva de genul. Am găsit o zmeurică. Și niște mure, dar arată prea bine. E plin de mure pe aici. Zmeură mai puțin, dar mure o grămadă. Dacă te cocoți un pic după ele.
Indicatorul ăsta a ajuns pe jos. Cabana Valea Sâmbete e o oră. Aici e drumul. Drumul de mai jos. Dar este mai abrupt și nu are rost să urcați pe el, când potecuța asta este așa frumoasă. Tăiere aici, oare? Că nu se tăia singură. Tot pe triunghiul ăsta roșu merge și pe aceeași potecă, practic, spre chilia părintele Arsenie Boca. O să fiți surprinși cât de multă lume vine acolo. Un râu destul de gălăgios, râul ăsta Sâmbăta. Sus pe culmi bate soarele. Sper să ajungem pe lumină la cabana, că e tare spectaculoasă priveliștea spre fereastra mare. Și s-o prind și cu soare și la apus. Așa e posibil să ajungem la apus dacă mai stăm după fructe.
Deși ne place să stăm după fructe, pe aici deja nici prea mai sunt. De obicei aici la băncuța asta se strâng foarte multe gunoaie. Nu știu dacă a fost chiar cea mai bună idee să pui o băncuță acolo și fără coșuri, și fără saci, fără nimica. Oricum și dacă le-ai strânge acolo, tot se împrăștie aici, în vale. Ia e... Ta-da! Se vede fereastra. Asta din stânga, asta se cheamă colțul Bălăceni, parcă, sau ceva de genul. Iar ăla din dreapta, Slănina, parcă. Asta, adică. Foarte frumos. Mai avem 15 minute, cred, până la cabana. Mai în spate am întâlnit un indicator cu 20 de minute până la cabană. Mai avem foarte puțin. Abia aștept să mănânc ceva până la cabană. Vedem ce prepară oamenii ăștia de acolo. Anul trecut doar am băut ceva de acolo, aveam mâncare mai multă la noi. Acum am gândit drumeția să avem bagaj mai ușor și n-am mai luat atât de multă mâncare. O să mâncăm la cabană și azi și mâine.
în stânga aici niște stânci foarte impresionante. Dar cred că e pleonasm asta, nu? Foarte impresionante. Suntem la câțiva pași de cabana. Am aflat și cum se cheamă piatra aia, că am găsit și indicator în stânga. Piatra Caprei. Și era și traseu pe acolo. Un triunghi albastru. Din poteca asta cu triunghiul roșu. Deja că face o oră până la piatra Caprei. Ne-am întâlnit în spate aici cu niște turiști nemți, care au coborât chiar pe acolo, pe triunghiul albastru de la Piatra Caprei și căutau un loc unde să doarmă cu corturile. Le-am sugerat la cabană, că pe aici nu prea aveau așa mult loc. Nici acolo nu e chiar foarte mult loc de cort, dar la în vedere că le trebuia loc pentru 6 corturi, cred că tot în zona pe acolo, lângă cabană. Prietenii noștri nemți. Se duc până la cabana să vadă dacă pot pune corturile acolo. Este 7:20. Mai este lumină. O să apucăm să montăm cortul pe lumină. Nu știu cum am făcut, dar și anul trecut am ajuns exact la fel. Tot așa am plecat târziu din București, pentru că am avut de ceva de rezolvat. Miroase a fum de la cabană și ce frumos miroase. Se vede cabana Salvamont, asta din față, din mijloc. Și acum se vede în dreapta, cu roșu, cabana Valea Sâmbetei.
cât de bine arată zona asta. Și imaginez ce schi face aici iarna. Niciun cort. Cred că ne vom lua același loc și anul trecut. Asta dacă nu cumva o să ne hotărâm brusc să dormim în cabană. Undeva pe aici, pe sus, se ajunge la chilia lui Arsenie Boca. Bună ziua! Bună seara, de fapt! S-a făcut seara! S-a întunecat. Nu mai montăm cortul, dormim la cabană. Și aici niște nemți care caută locuri de cort. După întuneric. Acolo ziceam că găsește. E 7 fără 5. Astăzi vom urca la vârful Dara și la hârtopul Darei. Și ne vom întoarce până diseară aici la cabana. Hai să vedem cât facem. Aici zice 2 ore jumate. Am trecut, am făcut 4. Și căbănuța de la salvamont, micuță dar cochetă.
Ne apropiem de zona numită La Cruce și noi o să mergem în stânga pe cheia Bândei, nu vom mai urca în fereastra mare prin traseul clasic. Vale, aici încă nu a răsărit soarele, dar este destul de bine afară, nu-i frig. Am început să urcăm prin pădure, sperăm pragul de mai sus. Cred că vom lua până la urmă tot prin fereastra mare, pentru că am stat noi și ne-am gândit că traseul prin cheia Bândei este ceva mai abrupt. Și așa că îl vom folosi la coborâre pe acela. Prin pădurice. O oră jumate prin cheia Bândei și o oră până în fereastră. Aici ne hotărâm până la urmă. Dacă mergem prin fereastră sau pe la cheia Bândei. Hai că ne-am răzgândit iar. Nu mai urcăm în fereastră. O să urcăm direct pe punctul ăsta roșu spre cheia Bândei. Că e în direcția noastră, în direcția vârfului Dara. Mai avem aproximativ o oră până ajungem în creasta principală. Și de acolo cred că mai facem o oră cel puțin până la Dara.
A și soarele. E 10 dimineața. Mai avem, cred că 40 de minute până în creasta principală. Așa că estimez undeva la ora 1 pentru vârful Dara. Cred că pe la 1 o să ajungem. Deși e posibil să ajungem și mai devreme, dar vedem. Acum ajungem în creasta principală, ne-am oprit la masă și am mai pierdut vreo jumătate de oră. Acolo se vede un refugiu. Habar n-am ce refugiu e. No! Și se vede și orașul Victoria. Asta de aici. Se vede și Marele Trapez dintr-un unghi mai înghesuit așa puțin. Din fereastra mare, din ce mi-aduc eu aminte, nu se vede, dar noi am părăsit traseul marcat cu triunghi roșu și am, de la Răscurce am făcut stânga pe cheia bândei, pe punct roșu. Da, și uite că acum văd și căldările alea de la Galbena. Foarte tare. Parcă mi-e puțin doar așa de moldoveanu. Am urcat o singură dată acolo, de la Pâlea. A fost un traseu lunguț. În fața, chiar în centru acum cum ar veni, în dreapta ăla ascuțit, ăla ascuțit e vârful Urlea și în dreapta ăluia e vârful Dara. Cam departe așa un pic, dar ajungem că e de vreme, nu e nici 12. Traseul de creastă pe banda roșie bate puțin vântul, dar cu soarele asta e ok, e o combinație bună. Soarele te încinge și vântul te răcorește.
Elicopterul ăsta survolează pe aici de vreo 5 minute, 10 minute. Inițial a crezut că a decolat de la o salvare ceva, dar văd că survolează. Da. Pare că a aterizat chiar pe Dara. Da, a aterizat chiar pe Dara sau e deasupra. Hai că văd că decolează. Cum se vede umbra pe munte, umbra elicopterului. Da, sau la Brașov, sau la Târgu Mureș, sau unde se duce. Bucegii, ultimii munți, aia care se văd mai încetoșați. Da, sunt Bucegii, 100%. Foarte tare, se vede și vârful Dușoiul ăla din stânga, de cel mai ascuțit. Se vede și șaua, strunga. Suntem undeva sub vârful Urlea și în stânga lui Moldoveanu se vede vârful Lespezi și vârful Cornul Călțunului. Patru vârfuri de peste 2500 doar în cadrul ăsta. Trapezul în față, chiar acum în mijloc, și în stânga, un pic în stânga așa, răsare din spate în ultimul plan vârful Lespezi. Și mai avem și vârful Dara în față. Deci în momentul ăsta ne uităm la 5 vârfuri de peste 2500. Pe hârtopul nu-l pun, că nu se vede de aici. Dar e și el acolo, o să zic 6. Și o să urc un pic aici să văd dacă se vede spre Căldarea cu lacul Urlea și cu refugiu. Să vedem. Vedem iar Bucegii. Vedem și refugiu. Și lac. Oh my god! Nice! Vino la mine aici. Vino încă. Se vede și lacul Urlea. Nice. Foarte frumos. Mai încă un lac mai micuț. Înainte de refugiu.
puțin și acum se vede și Negoiu. Deci în față sunt 5 vârfuri de peste 2500. Și mai sunt și astea două, în stânga, Dara și Hârtopul. Hârtopul și cu Dara. Exact asta din față, la care vom ajunge 20-30 de minute, ceva de genul. Sunt deasupra lacului Urlea. Se vede și refugiu și frumusețea asta de lac. Și în față se vede Piatra Craiului și se văd bucegii. Și probabil ăsta de aici, din față, ar fi Iezer. Iezer Păpușa. Încă nu am ajuns la Dara, dar mai opresc să mai filmez, să mai admir. Ce de lacuri! Nu știu ce lacuri sunt astea, trebuie să mă uit pe hartă acasă. Și vârful Dara în față. Și Moldoveanu cu vârful Espres, cu Negoiu. Toată lumea. Practic acum sunt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 vârfuri de peste 2500 într-un singur cadru. Am obosit că i-am dat mai repede. Am ajuns la vârful Dara. S-a lăsat greu vârful ăsta. Vârful Dara, 2500 de metri. Și cu Moldoveanu pe fundal, cu Lespes, cu Calțun, cu Negoiu, Viștea, toți nebuni. Hai să fac și un selfie. Vârful Dara în spatele meu, iar în fața mea, vârful Hârtopul Darei. La 5 minuțele de mers ajung acum. E destul de mers până pe vârful Dara. Depinde de unde vii, dar cel mai accesibil mi se pare că ar fi dinspre Valea Sâmbetei. Cred că ar putea fi mai aproape de pe Valea Rea, dar nu mergi pe drumul ăla pe Valerea pentru Dara. Se duce pe acolo Chitiț, se urce pe Moldoveanu. Piatra Craiului și Bucegii în spate. E 1.5
Mergem de la 7 dimineața. Am mers greuț. Și vârful Hârtopul. Asta este. Îți dai seama că am ajuns la 2 ore, deci efectiv 2 ore. Și voi ați mers repede? Și am mers mai repede. Ați mers repede. Noi ați zis, am plecat de la mașină la 8 un sfert. No, ia că e 1 un sfert. Da, gata și cu Hârtopul. Tot pe traseul de peste vârful Cheia Bândei, parcă sportează puțin decât să mergem în fereastra mare și să coborăm pe acolo. Foarte frumos pe Dara, chiar am fost impresionat. Face o lecție de geografie acolo, de înveți jumătate din munții. Nici chiar, dar se vedea foarte mult, se vedea Cozia, se vedea chiar și vârful Leauta, Bucegii, Craiul, Miezer, Băbușa. Se vedea spre munții Harghitei, spre munții Perșani, cum ar veni. Un traseu care poate fi făcut și într-o zi. Lași mașina jos la baraj pe Valea Sâmbetei cât de sus poți și cu un bagajel mai ușor, fără cort, fără sală de dormit. Și dacă ai și antrenament și ești și obișnuit cu ture mai un pic mai lunguțe, se face asta într-o zi fără probleme de dimineața până seara. Dar nu să pleci la 10-11 pe traseu, la 7. Cabana cred că facem 2 ore și jumătate, cel puțin. Opoziți nu suntem. Oricum până în 3 ore. Ne gândeam să plecăm astăzi de la cabana, să nu rămânem și în seara asta, dar să vedem cât de târziu ajungem și cum ne simțim. Că poate nu ne mai arde de plecare când ajungem acolo. Cum vii dinspre fereastra mare, spre Urlea, sunt indicatoarele astea. Spre refugiu Zârna 2 ore, spre Piatra Craiului 14 ore. Și nu zice nimic de vârful Dara. E ca și cum n-ar exista. Și chiar în direcția aia. Spre zona Urlea, spre vârful Urlea. Nu. Deci nu e la vârful Urlea, înseamnă. Dacă o luăm așa. Da, o să vedem când studiem harta. Nu, e pe partea cu lacul, dar